Bună ziua, Capricorn! Ce mai faci? Îți doresc foarte mult bine oriunde te afla în acest moment. Eu sunt Rina Devi și te salut acum din România. Primește îmbrățișarea mea plină de lumină și iubire și conectează-te cu energia mesajelor din această lectură. Lectură cu cardurile de tarot, așa cum v-am obișnuit, și oracolele îngerilor. Totodată vreau să-ți reamintesc, drag Capricorn, că această lectură este generală, poate rezona cu tine sau nu. Tu rămâi doar cu ceea ce ți se potrivește. Pentru început, voi începe cu energia îngerilor, energia acestei lecturi, acestui video. Ce înger vine cu a lui mesaj pentru tine, dragul meu Capricorn, draga mea Capricorn? Care este mesajul îngerilor pentru voi? Ce mesaj începe această lectură pentru tine, drag Capricorn? Mesajul vine de la îngerul Adriana, care spune așa: te conduc spre răspunsul la rugăciunile tale, te rog să asculți și să urmezi pașii pe care ți-i comunic prin intuiția, gândurile și visele tale. Foarte frumos mesaj de la îngerul Adriana pentru voi, dragi Capricorni. Mergem mai departe cu energia tarotului, care începe această sau continuie această lectură. Să vedem care este primul card din tarot pentru voi, dragi Capricorni, în acest moment. 10 de cupe reprezintă pentru tine stabilitate, este un proces integral, este un proces care se conformează cu multe lucruri pe teme de sănătate, teme de bani, teme de iubire, teme de familie, apoi linia de tendință de a aproxima, să spun așa, ceva temporar. Tu obții o stabilitate în toate aceste zone și încetul cu încetul îți dai seama că totul depinde de tine să atingi acea stabilitate. Deci, drag Capricorn, ești foarte pozitiv, foarte entuziast, ești foarte concentrat pe lucruri bune care te fac să ajungi la acea stabilitate. Așa că ți-ai dat seama că liniștea ta și fericirea ta în multe privințe depind numai și numai de tine, de eforturile tale, de energia ta. Deci te apropii cu toată forța de acea stabilitate integrală în toate aspectele. Să mergem mai departe, să vedem următorul card, 9 de monede, care reprezintă banii, tot ce ai cu moștenirile, încasări, afaceri, totul vine la tine, stabilitate financiară. Dacă ai crezut că ai pierdut niște bani sau îi ai în așteptare de multă vreme, acum acei bani vin la tine. Dacă ai o moștenire în așteptare, un proces de succesiune în curs, proceduri importante legate de bani care vin la tine. Poți vedea triumful cu justiția, triumful energiilor bune în materie de belșug economic. Acest 9 de cupe îți spune clar, Capricornurile, că lucrurile merg foarte bine pe natura economică. Te așteaptă un sezon super bun, așa că continuă să faci lucrurile bine. Asul cupelor
vorbește despre spiritualitate. Îți spune că te vei conecta mai profund cu tine, cu conversațiile interne, cu sinele tău interior, pentru că te afli în acel proces de vindecare emoțională, te afli în acel proces de a lăsa trecutul în urmă. În rugăciune, în meditație, ești recunoscător pentru lucrurile bune care există în prezent. Apoi fiecare timp în care te conectezi mai mult cu tine însuți și acesta este pozitivul de care tu ai nevoie să poți avansa. Deci tu, spiritualitatea ta, vei avea o legătură bună cu tine însuți și automat totul înflorește. Totul în jurul tău începe să funcționeze foarte bine. Sănătatea ta, banii tăi, familia ta, apoi spiritualitatea ta și conexiunea ta internă aduce like-uri în exteriorul tău. Mergem mai departe cu următorul card, 2 de bastoane, care îți vorbește despre iubire. Drag Capricorn, o iubire surprinzătoare vine la tine, o iubire inopinantă, să spun așa, șocantă. Deci dacă ești singur sau singură, brusc vine cineva, ceva surprinzător, cineva care te va uimi în sensul bun. Această persoană are un comportament bun, valori foarte bune, energie foarte bună, care îți va capta atenția și vei avea intenția de a cunoaște această persoană, de a ști cum este, ce simte. Deci, într-un fel sau altul, acea persoană îți captează emoțiile și începi să realizezi că este o persoană cu care poți construi ceva pozitiv, ceva nou, o relație. Deci, drag Capricorn, te vei conecta la maxim cu această nouă iubire. Următorul card din Arcana Majoră, Diavolul, vorbește despre temeri. E posibil să ai de-a face cu un scorpion în viața ta. Îți vorbește această carte de incertitudine, propriile tale fantasme. A sosit timpul să înfrunți pentru a face față în această situație în care te afli. Nu poți vibra nici să trăiești cu frică. Dimpotrivă, tu trebuie să mergi mai departe, învingându-ți proprii demoni, propriile fantasme pe care le vei cuceri într-un fel sau altul. Toate acele situații care te-au afectat sau care te-au făcut să te simți blocat, acum este momentul să te confrunți cu tine însuți. Realizezi că multe din acele temeri sunt doar lucruri prefabricate, care în realitate sunt lucruri care nu există, care sunt mai mult produsul propriilor tale gânduri. Și am ajuns și la ultimul card al acestei lecturi, să vedem ce card, ce mesaj rezonează cu tine acum la încheiere de citire, de lectură pentru tine, drag Capricorn. Să vedem ultimul card din această citire. Ce card, ce mesaj încheie această citire? 4 de bastoane. Această carte îți vorbește, dacă ești deja într-un cuplu, această carte este pozitivă, reprezentând stabilitatea. Se va cristaliza factorul economic și împreună cu partenerul, partenera, veți reuși, veți face o călătorie împreună în cuplu și asta va consolida mai puternic stabilitatea relației. Cam atât pentru astăzi, eu mă opresc aici, vă mulțumesc tuturor că sunteți alături de mine, vă mulțumesc pentru abonare, pentru like-uri, pentru comentariile voastre frumoase. Primiți îmbrățișarea mea plină de lumină, de căldură, de iubire. Vă doresc multă sănătate, prosperitate și tot ce vă doriți voi să se îndeplinească. Să ne reauzim cu bine într-o altă lectură cât mai curând.
La revedere, dragilor!